Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! Suntem, și nu e o noutate asta, județul cu cele mai periculoase șosele, cu cele mai multe accidente rutiere grave în care sunt implicate autovehicule, pietoni, biciclete, orice îți poți închipui. În contextul acesta în care trotinete, se aglomerează, clar, cai, animale, tu știi că intră la capitolul animale. Tu știi, mi-a zis cineva că sunt niște oameni care umblă cu calul prin oraș, prin Suceava, da. Știi? Știu că erau niște scene care se filmau prin cetate, da, dar care are legătură cu el, acelea. Nu. Umblă un domn și cu o doamnă, umblă cu calul, au cai. De nu știu unde țin, dar înțeleg că e voie cu calul, nu e voie cu căruța, cu calul e voie. Da, cu calul pe stradă, nu pe alei. Știi? Și că umblă cu calul pe alei. Pe banda pentru oraș. Biciclete, poate. Nu, mă, pe alei aia care nu are bandă de biciclete. Eu știu că în Anglia e așa, dar e în parc. Și pentru poliție. Nu, nu, și că am văzut când am fost la Londra. Cetățeni. Am văzut cetățeni care se vedea că sunt profesioniști și cu niște cai extraordinari. Dar era un culoar pentru cai. Poate erau polițiști și cai în timpul liber. Nu, 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 chiar nu. Și cu, dar era pistă pentru, era cum e pentru bicicliști, era pentru cai. Sorin, în Viena te lasă și cu căruța. Serios? Sigur, pentru plimbat turiști. Ah, bun. Da, acele calești, nu chiar căruța. Și că e calul. Eu nu știu să crezi, mi-aș lua cal. S-ar putea să te descurci foarte bine în Suceava. Nu știu, mă, că am doar spatele și nu cred că e bine. Atunci nu. Ei, în acest județ și în condițiile în care se aglomerează mai mult circulația, să vii, știi, mai e vorba aia. Băi, ești venit cu vaca și chiar să vii cu o vacă să o plimbi prin oraș, ai voie? Eu cred că ai voie, să ai tot felul de animale de companie, purceluși, poți să ai. Bun, animale de companie. Bun, dar dacă e o vacă, să mă plimb cu ea prin oraș, pot? Am voie că dacă o vaccinez și o înregistrez că e animalul e tău voie, de companie, nu știu ce să zic. Cu capra e voie? Poliția cu capra de sărbători. Categoric. Așa. Așa am eu animal de companie, îmi spunea cineva. Porc spinos. Da. Revenind. Despre ce vrei să vorbim? În perioada următoare se va aglomera și mai mult circulația, cu cât ne apropiem de luna august, dar deja e sensibil mai aglomerată circulația. Poliția face acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere, atât în rândul elevilor, copiilor, ca pietoni, cât și al șoferilor. Iar o astfel de acțiune a avut loc ieri și a fost o formă de prevenție a accidentelor rutiere. Nu, deci aceste acțiuni n-au absolut niciun rezultat, absolut niciunul. Nu se tem șoferii? Nu, nu, deci nu. Poți să faci acțiuni de prevenție câte vrei tu. Deci câte vrei tu. Și acum, dată fiind emanciparea femeii, deci nu vreau să fiu interpretat greșit. La statut greșit. De șofer sau ce? Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Doamne, femeia trebuie să fie egală cu bărbatul. De acord, trebuie să fie împărțite locurile. Și femeile trag tare în ultima perioadă, am văzut în Suceava, ele vor să ajungă la numărul de bărbați beți la volan. 1,48 la mie, am avut în aerul expirat doar ieri. Păi, dar și azi am mai văzut, scria monitorul, că la monitorul dau toate astea. Acolo am văzut că o doamnă, 30 ceva de ani, beată. Aceasta. Altă doamnă. Alta, nu cea de 38 de ani, altă doamnă. La sensul geratoriu, la intrare. Nu, alt accident, altă, tot o doamnă băută. Deci trebuie într-o zi. Adică ori suntem până la capăt, să fie egalitate până la capăt. Și să fie, deci, acum nu că scade numărul șoferilor bărbați băuți la volan, crește cel al femeilor, știi? Care umblă băute la volan. Păi ce emancipare deci, ar mai fi aia? Dar cât de îmbucurător este asta, să vezi? Da, domnule, să fim egali. Egal. Citeam o statistică recentă că România, dintre țările europene, este țara în care se iau cele mai multe permise de conducere. Nu că se iau în sensul că treci examenul, se iau de către poliție. Știu, dar nu sunt suficient. Nu e suficient. Nu, deci chiar raportat nu este suficient. La numărul de șoferi nu e, nu? Nu, chiar nu e suficient. Adică, vezi, în trafic este haos și nu există bun simț. Sunt făcute alea galbene pe asfalt la intersecții. Marcajele alea. Să nu blochezi intersecția. Rare ori. Rare ori vezi oameni care stau și lasă locul ăla liber să treacă mașini ca să nu se blocheze.
Nu, mergem pe aia. Poți să facă prevenție, tot se trântesc cu mașina, tot se îmbate, se urcă la volan, tot. Nu, nu, degeaba sunt astea, degeaba. Așa că bifează poliția o acțiune, dar în rest nu există absolut nicio finalitate. Pe de altă parte, au fost proteste foarte mari în ceea ce privește legea asta cu drag testele, în cât timp se dau rezultatele, da, până se e. dau rezultatele să fie ridicat permisul. Asta e o prostie, nu. Adică șoferii sunt la curent cu noutățile, da, oricum, legislative. Cine este interesat, cine și conduce, e normal. Foarte, da, vehement drepturile. Dar nu, e pe bună dreptate aici. Cu chestia asta, că stai cu aparatele astea care nu îți dau rezultatul corect, stai și aștepți pe acolo, tu poate ești nevinovat. Mai era nu știu ce influencer, că se bătuse foarte mult toba, că era drogat la volan și au început toți. Bă, tu ăla care spui că nu-i bine, și până la găsit că nu era drogat omul. Pozitiv. Știi? Da, ai fost judecat. Te-a judecat poporul. Opinia publică. Te-a făcut praf. A fost, chiar când au fost introduse prima dată dragărele, aceste drag teste la Poliția Suceava, colegii noștri au filmat, tot așa, demonstrativ o acțiune a poliției rutiere, care oprea cetățeni. Ei bine, unul dintre cei opriți a fost întrebat dacă e de acord să fie filmat în timp ce suflă, da, în dragăr. Omul a fost de acord, a ieșit pozitiv la droguri. Evident că omul nu consumase, nu s-ar fi lăsat filmat categoric dacă știa că ar fi consumat. I s-a ridicat permisul, i s-a reținut permisul de conducere până a venit el rezultatul testului. Mult timp a durat, încă mai durează mult, nu are IML-ul capacitatea să proceseze da, și de repede. Da, și omul ce e vinovat? Omul și-a făcut în paralel, pe banii da, lui, da, un test de da. Sânge și și-a putut recupera permisul. Nu, dar ce înseamnă altfel, asta? Da, e ciudat. Dar e ce înseamnă asta? Era un vid legislativ nu, care da, comitea un abuz. Întâi dotează-te tu cu laboratoare și vezi, sunt de acord că sunt unii care umblă drogați și fac nenorociri. Da, pentru asta nu trebuie să pice niște oameni nevinovați, care nu au nicio vină, știi? Și ți-am zis, mai ales că dacă te află lumea, uite, mă, drogatul ăla, dar n-am consumat. Lasă-mă că nu te-a prins, nu ți-a luat permis. Deci ce face poliția e literă de lege sau procurorul, nu se comentează. Te-a luat procurorul, pe urmă judecătorul te achită, da, mă, las că a făcut el ceva. Nu, bă, n-ai văzut că e nevinovat? Lasă-mă că a făcut ceva, știu eu. Spui tu mie din asta. Dacă vrei să revezi, Sorire, la categoria dacă doriți să revedeți, fotografii, imagini de la mai multe decât meciurile României, la Euro 2024, le vor fi expuse la Fălticeni de Codrin Anton, cel care prezidează Clubul Fotografilor Suceveni. Evenimentul e chiar duminică de Sântilie, nu? De ziua da. Păi stai, când localității. Sântilia când e? Pe 20, nu? 20 sau 21? Păi nu. Hramul la Fălticeni e început de o săptămână. Ilie, pălie și focă, nu? Păi, da, în fine, da. E, a avut omul, asta o dată în viață priză așa ceva, a fost un norocos că a avut acreditare, nu știu cum a făcut rost, nu m-am... A mai fost și un tânăr fotograf din Vatra Dornei. Da, nu știu cum a avut acreditare de la prin Federația Română de Fotbal sau nu știu, știu că a dat fotografii la monitorul de Suceava, a trimis de acolo, dar a fost și mie o expoziție, că și eu am făcut fotografii acolo, bun, le-am făcut din... În altul cerului, unde stăteam așa. Din altă perspectivă. Din altă perspectivă, da, am făcut și eu, a fost și mie o expoziție. Am trimis și filmulețe, am și fotografii. Ai ratat zilele Sucevei. Să fac o expoziție de fotografii. Câteva au ieșit bine, am telefonul bun așa. Evident, alea mai cu publicul, mai, că eram acolo în mijloc. Până la gazon era o distanță mare. El a avut norocul să fie la nivelul gazonului, să fie acolo. E ceva... Fotografii foarte... Are și, echipament are și aparat, puternic. Are și sculă, se vede, are și ochi format, cu asta se ocupă, dar mare noroc. A fost și frumos gestul ăsta că face o expoziție cu fotografii de acolo, cu siguranță va fi una interesantă. Sunt niște cadre unice, pentru că el, bun, poate, adică mai erau câțiva fotografii în jurul lui și poate ar fi prins cadre asemănătoare, dar... Identice n-au cum să fie. N-au, probabilitatea este mică. Dar sunt câteva și de la nivelul gazonului, altfel se vede. Uite, a jucat și Ianis, ca să vezi că a jucat. Și că da, dar am auzit pe cineva că spun că cel mai mult i-a plăcut Ianis la acest turneu. Da, sunt păreri și păreri.
Mie mi s-a părut slab tare. El a obținut un penalti, nu? Aia a fost marea lui realizare, o realizare importantă, uriaș, de altfel, da. Dar în rest, așa cu fotbalul, nu. O să rea mingea din el, ca din colțul mesei, și la toate meciurile a alunecat de câteva ori. Adică nici nu știe să-și aleagă ghetele. Adică dacă nici atâta nu știi, la fiecare meci a alunecat. N-a existat meci să nu alunece și nu odată. Asta e o adică chestie... Adică ce, așchia sare câteodată și departe de trunchi. Da, mă, dar el, eu sunt sigur că dacă nu era băiatul lui Gică Hagi, nu prindea lotul, nu. Și nici pe la Glasgow Rangers, spunea, nu, o lua nimeni. Rămâne în Liga 1, adică el e jucător de Liga 1 la noi, de campionatul nostru. Dar, în schimb, tatălui, care a fost un extraordinar de mare fotbalist, este foarte iubit și acum. La toate cele trei partide, înainte, ți-am mai zis eu, înainte de începerea partidelor, se prezentau echipele, pa, 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 și era câte o vedetă din țara respectivă care trimitea un cuvânt de încurajare, ceva de genul. Nu se prea pauzea, că era Hrămălai. Și din partea României a fost Gică Hagi. Păi la fiecare când, dintre da, cele trei. Și când vorbea Hagi, era delir pe stadion. Adică toți strigau Hagi, dar nu pentru cel mic, pentru cel mare. Așadar, puteți vizita expoziția și chiar vă puteți întoarce acasă cu amintiri fotografice de acolo, pentru că unele dintre ele pot fi și cumpărate, dintre fotografiile lui Codrin Anton, care sunt expuse pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni. Expoziția va fi duminică pe 21 iulie. Da, știi, așa, de la campionatul european pe stadionul din Fălticeni, echipă de Liga 3 de la coada clasamentului. Adică putea să fie undeva mai, un loc mai... Mai unde mai sus? Că n-ai mai sus de Liga 3 în Suceava asta, Sorene. Nu știu, dar nu știu. În fine. Iar vedetele momentului, cel puțin în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris, vor fi Ionela și Marius Cosmiuc, au primit drapelul României pe care îl vor purta în ceremonia de deschidere. Eu nu știu ce s-a băgat cetățeanul de la Sibiu, ăsta poartă ghinion. El n-are nicio treabă cu țara asta, n-are absolut nicio treabă. Nu știu, și așa e la final de mandat. Nu copii că poartă ghinion. Poartă ghinion, ăsta e ghinionul României, în ansamblu. Ăsta e ghinionul României. Unul dintre cele mai mari ghinioane pe care le-a avut România. Merge așa, umblă, n-are nicio treabă. El atâta știe, schi pentru el și tenis pentru el. Eu cred că el n-are nicio treabă cu sportul. Eu cred că el nu știe că schiul și cu tenisul sunt sporturi, că nu le-ar face. Eu cred că nu știu ce crede el că-s alea. Și uite, pasiuni, el nu le face la nivel sportiv. Un robot din ăla, n-are nicio treabă. Da, să fii 10 ani de zile președintele României. Eu nu zic de fanfaronadă. Poate e mai bine așa că nu e, el e fals, de fapt. Dar să nu mergi tu la un meci al naționalei. Mă, nu-ți place fotbalul, să zici. Nu te duci. Bă, dar la campionatul european veneau regi, prim-miniștri, președinți, cancelari. Stăteau de vorbă acolo, mai schimbau o vorbă, mai... Puneau țara la cale, mai când te ai întâlniri de genul ăsta. Informale. Stai acolo la salon VIP, mergi, mănânci o măslină, bei un par de vin, mai vorbești, zici, aia poți să facem aia și cu aia. Mai ești tu în lume, susții echipa, mai ai emoții. Asta se poate reproșa că n-ai ieșit în lume? Da, nu, în lumea asta, zic, știi? Mai faci niște chestii. Nu, el n-are nicio treabă. Să-l văd odată la handball. A fost România la campionatul european. Odată să-l fi văzut pe stadion. Sau odată să fi făcut o trimitere. Că bă, uite, pleacă naționala sau nu știu. Dar a premiat sportivi. Da, mă, le-a oferit el nu știe ce erau ea. Merite naționale. El nu știe ce să ia. Păi aia, consilierea, habar n-are. Tu nu înțelegi că nu știe ce e cu el. Să-l văd odată la handball. Joacă fetele astea prin Liga Campionilor. La rugby, a jucat România, a fost România la campionatul mondial în Franța, cu președinți, cancelari, regi, au venit la meci. Asta nimic. E nu chiar ceva... la meciul României. Cum? Nu știu să fi fost chiar la meciul României vreo față. Nu zic că puternică. În general, nu în spun, general, în general la meciurile de rugby, unde vine, să-l fi văzut odată la Simona Halep în tribune, că a jucat, a câștigat finală la Wimbledon.
regi, ce e acolo, superstaruri, tot. Să, pă, să-l văd unde? Nu, ți-ai găsit. Cred că a fost odată la competiția de tenis de la Cluj, care e organizată. Dar nu, eu ți-am zis de turneu de tenis, nu din asta de jucărie. Lasă, ce e la Cluj? Păi, la noi în țară. Eu ți-am zis de Wimbledon, lasă cu astea de jucărie. Ca și cum spuneai că a fost la Foresta cu Darabani. Știi? Să-l văd odată la el, la Sibiu, că el ce că e din Sibiu, dar nu cred că e din oraș. După cum se uită și după cum calcă, cred că e din mărginimea Sibiului. Să-l văd odată. S-au căcăit cu stadionul ăla la Sibiului, unde a fost primar, an de zile. În sfârșit l-au dat și pe ăla în folosință. Să-l văd și eu la Meș, la Sibiu, odată. La inaugurarea stadionului. Să vină acolo să caște gura. No. Și acum el primește delegația României care pleacă la Olimpiadă ca să poarte ghinion. Poate n-ai dreptate data asta și ghinionul, nu știu dacă îl poartă vreun simbol de tipul acesta, nu știu, să n-ai cuvânt potrivnic ca notoriu. Da, asta, că tot la ghinion intră? Dumnezeu nu bate cu parul. Așa și aici, că ghinionul asta înseamnă să ți se rupă o vâslă, să faci întindere când arunci cu sulița, mai bine să nu să faci tu cârcel când înnoți, să aia și aia și ghinioanele aia le atrage ghinionul în România. Lasă. Să aibă numai vânt să, pozitiv, să n-aibă da, cârcei, să aibă prostis, cele mai bune condiții da. Și să vină cu da. Cât de multe medalii aproape pot. Aproape un sfert din delegația României e formată din SCV. M-a întristat, în schimb, am văzut la un post național de televiziune, un reportaj sponsorizat chiar de o de companie românească de gaze, de petrol. Așa. Un reportaj chiar despre faptul că 90% din lotul canotorilor este din județul Suceava da, și Botoșani. Și nu știu, laudativul materialului, da, laudativ, dar laudativul materialului așa în secundar, pe lângă faptul că ei sunt atât de numeroși și atât de buni, era cât de săraci sunt oamenii în județele astea două și din ce sărăcie au plecat ei. Eu nu știu, dacă ne uităm la cum arată casele în care au crescut tinerii aceștia și comparăm cu case din sudul țării. Da, niște filifizoni care au niște sloganuri de la și le poartă, habar n-au pe ce. Adică să vină să vadă cum arată o casă în fundul Moldovei. Dar ce definește sărăcie? Nu știu ce înseamnă sărăcie. Ce, că a crescut cu vaca, dar vaca i-a dat lapte și aia... Că au crescut cu animale sau că au crescut cu... lucrând pământul și... N-ai ce să-ți bază. Niște filfizon care fac niște închipuieți cum e ăsta de mi l-ai arătat acum. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.